Așa numita legea bijuteriilor presupune că poliția daneză va controla toți solicitanții de azil și le va confisca bunurile a căror valoare depășește 1340 de euro. Se exclud cele cu o puternică valoare sentimentală, de exemplu verighetele. Această măsură face parte dintr-o reformă a sistemului de azil, ce mai include și diminuarea ajutoarelor sociale și prelungirea duratei de reîntregire a familiilor solicitanților de azil de la un an la trei. Efter vores vurdering, jamen, så er den inden for konventionerne. Vi ville jo aldrig fremlægge noget, som vi ikke selv mente ikke var 100% vandtæt. Så med det sagt, så står vi i en meget alvorlig situation med et meget stort asylpres, og det er nu engang en af regeringens... Danemarca se așteaptă la 20.000 de refugiați în 2016 față de doar 15.000 anul trecut. Măsurile propuse au fost însă aspru criticate, inclusiv de organizațiile internaționale. Sends damaging messages in our view. It runs the risk of fueling sentiments of fear and discrimination rather than promoting solidarity with people in need of protection. Premierul danez a respins criticile și a numit pachetul de legi ca fiind cel mai greșit înțeles din istoria Danemarcei. De exemplu, referitor la confiscarea obiectelor de valoare, autoritățile spun că în acest fel imigranții se aliniază condiției șomerilor danezi, care trebuie să-și vândă bunurile care depășesc o anumită valoare înainte de a putea solicita ajutor social. În plus, Danemarca nu este singurul stat european cu asemenea politică. În Elveția, orice solicitant de azil trebuie să predea obiectele a căror valoare depășește 700 de euro.